scandal monstru la audierile SITVR, din Parlament, război total între PSD-i PNL. Președintele director general al TVR, Doina Gradea, a venit în Comisia de Culturi din Camera Deputaților, pentru a fi audiat în urma scandalului din interiorul TVR. În presă au apărut înregistrări în care se arată ce Doina Gradea a jignit jurnaliștii televiziunii publice. În Comisia de Culturi, deputaii PSD-i PNL s-au certat aproape ori, din cauza ce președintele de Gel Tirbunu a solicitat audierea conform regulamentelor. Irbu a explicat ce a transmis mesaje fiecărui membru în parte, pe WhatsApp. Cei de la PSD, prin vocea deputatului Diana Toa, au propus ca Doina Gradea să-i expun punctul de vedere, fără a primi întrebări. Cei de la PNL au ripostat la această propunere, însă pentru ce PSD are majoritate, propunerea a trecut în această formă. Pentru ce nu au fost de acord cu cei de la PSD, cei de la PNL, USR-i PMP au părăsit sala de ediții.